Joe Biden continuă să fie apt pentru a fi președinte al Statelor Unite ale Americii, anunță medicul Case Albe. În vârstă de 81 de ani, liderul de la Washington a fost supus examenului medical anual, ultimul înaintea alegerilor prezidențiale. Rezultatele examenelor medicale pe care le efectuează în spitalul situat în apropiere de Washington urmează să fie publicate ulterior. În februarie 2023, medicul președintelui Kevin O'Connor a conchis că Joe Biden era sănătos, viguros și apt să-și îndeplinească funcția. Democratul candidează la un al doilea mandat, la sfârșitul căruia va avea vârsta de 86 de ani în cazul în care va fi reales. Biden e aproape sigur că îl va înfrunta la urne în noiembrie pe predecesorul său Donald Trump în vârstă de 77 de ani. Capacitatea lui Joe Biden de a guverna până la sfârșitul unui al doilea eventual mandat face obiectul unor întrebări în electoratul american și pare că îi subminează realegerea noiembrie. De curând, el a dat asigurări că este capabil și a ironizat vârsta și l-a atacat pe rivalul său, Republican Donald Trump. Democratul l-a ironizat pe fostul președinte pentru că acesta nu și-a adus aminte numele soției sale, chiar dacă este aproape la fel de bătrân.